a trăi mai mult, pentru că în stilul ăsta, la 146 de kilograme, nu știu cât mai aveam de trăit, sincer să fiu. Salut, sunt Otto de la Miere TV. Astăzi vreau să vă cântăresc, să vedem cât am reușit să slăbesc în a 12-a săptămână. Vreau să vă arăt și vouă progresul meu, așa că ne vom cântări și vom vorbi după aceea. Bun, hai să ne cântărim, să vedem câte kilograme am slăbit în a 12-a săptămână. Hai să vedem. 124,8. Mamă, de la 127. Ia uitați, săptămâna a 12-a, trebuie să scriu, încă nu am scris, 124,8, ați văzut? Asta înseamnă că am slăbit 2,2 kg în a 12-a săptămână. Sunt foarte fericit pentru că, cum să vă zic eu, corpul a reacționat foarte bine pentru perioada asta. Am avut o perioadă de 4 săptămâni de încărcare, vedeți că am luat în greutate. N-am mai făcut nici sport pentru că am fost bolnav și acum corpul reacționează foarte bine când mi-a schimbat dieta. Iarăși am început să mănânc sănătos și să fac multă mișcare. Am slăbit foarte, foarte mult săptămâna aceasta, nu vine să cred. În săptămâna 12-a încă nu am scris pe perete, dar voi scrie. Ce să vă zic, săptămâna aceasta am fost de 5 ori la sală, de aceea sportul este foarte important și vreau să promovez mișcarea de orice fel, pentru că este foarte importantă pentru un stil de viață sănătos, pentru a-ți regla somnul, pentru a putea, nu știu, pentru a putea să-ți reglezi și dieta, să-ți ții poftele sub control și așa mai departe. Deci sportul este foarte, foarte important. Fie că vrei să slăbești, fie că vrei să te menții, fie că vrei să pui masă musculară, este foarte important. Deci am fost de 5 ori la sală săptămâna aceasta, fiecare zi de luni până vineri. O singură dată am luat mașina, de 4 ore am mers pe jos, câte 30 de minute dus întors, plus încă o oră la sală, media să zic așa. Și am făcut foarte multe mișcare, am mai fost într-o zi, am fost o oră și să mă plimb la Polănești, ați văzut în vlogurile trecute. Deci am mers foarte mult și pentru că am o greutate foarte mare de 127 de kilograme, vă dați seama că imediat corpul reacționează la orice stimul. Săptămâna trecute am mâncat și foarte mult și foarte prost și nu am greșat foarte mult. Iar acum când am revenit la o dietă strictă, sănătoasă, corpul a reacționat imediat împreună cu mișcarea, pentru că în cele 4 săptămâni de aici nu am mai făcut mișcare absolut deloc și am luat câteva kilograme în greutate, 1,6 kg mai exact în 4 săptămâni. Nu este mult pentru că am mâncat ce am vrut și mi-am resetat un pic organismul, iar acum, după cum vedeți, după 4 săptămâni, deja în prima săptămână am dat foarte mult jos și mă bucur foarte tare. Ia să vedem și mușchii cum se prezintă. Mi s-au pompat așa un pic mușchii, dar încă nu... Cum să zic eu... Da, e ceva aici. Trebuie să îmi slăbesc foarte mult. Când voi ajunge sub 120-115 kg, atunci se vor vedea și mai frumos brațele și tot corpul, bineînțeles. Mușchii vor începe să mai iasă de sub grăsime, ca să zic așa, și vor fi mai evidenți, se vor vedea mai bine. O să vă spun așa în mare ce am mâncat săptămâna aceasta. Brânză cottage, ca proteine, brânză cottage, piept de pui, carne de porc, ce am mâncat? Ton, conservă de ton în sub propriu, ouă fierte. Luni mi-am fiert 10 ouă și le-am avut toată săptămâna și am mâncat în fiecare zi câte 1-2 ouă, depinde cât am o poftă. Poate mi se pare că într-o zi am mâncat chiar 3. Le-am mâncat întregi, nu decât gălbenușurile, deci nu este momentul să trecem la faza asta de slăbire atât de brutală. Eu mai am foarte mult de slăbit și sincer nici nu mi-am calculat caloriile săptămâna aceasta.
tot ce a fost în mintea mea a fost să mă motivez să ies din casă, să merg, să consum energie. Și să mănânc sănătos, să mănânc cât mai sănătos. Fără prostii, fără dulciuri, fără... Bine, am mai și scăpat, v-am zis, am mâncat și niște jumări, am mâncat și niște ciocolată, am mâncat și un borcan de miere cu nucă săptămâna asta, am mâncat polen în fiecare zi câte două lingurițe, miere câte două, trei lingurițe, mi-am îndulcit cafeaua, ceaiul cu miere, dar nu toate ceaiurile, multe le-am băut și neîndulcite. O să zic eu, pentru vitamine, consumați cât mai multe salate, cât mai multe legume și fructe. Am mâncat foarte multe măsline săptămâna aceasta, dar am scos uleiul de măsline din alimentație, adică nu am folosit absolut deloc ulei de măsline săptămâna aceasta, pentru că le-am înlocuit cu măsline. Și ce am mai mâncat eu? Mușfile de porc am mai mâncat, cu pâine prăjită, cu brânză, chefir și iaurt și toate derivațiile astea de iaurt. Le puteți consuma, sunt foarte bune pentru tranzit. Fulgi de ovăz, e cam greu să mănânc, nu știu de ce, nu prea îmi plac așa. Nu reușesc să le dau un gust foarte, foarte bun și atunci i-am cam evitat. Nu am folosit săptămâna aceasta, dar voi încerca să introduc în dietă pentru că sunt foarte buni. Ajută foarte mult tranzitul și, sunt foarte sățioși, te satură, însă... Trebuie un pic lucrat pentru a-i scoate un gust. Nu reușesc să-i dau un gust destul de dulce și trebuie să pun foarte multă miere și de aceea i-am evitat. Îndulcitori am folosit în trecut de ștevie, dar nu pot să zic că sunt fan. V-am zis, nu sunt sportiv, nu fac chestia asta la un mod profesionist, nu sunt antrenor de fitness. Fac lucrul acesta pentru sănătate, pentru am îmbunătățit viața și pentru a trăi mai mult, pentru că în stilul ăsta, la 146 de kilograme, nu știu cât mai aveam de trăit, sincer să fiu. Au fost zile în care am mâncat și corn cu caise, mi-am luat de la Lidl pentru că îmi plac foarte mult și n-am putut să mă abțin într-o zi. V-am zis, am băut și o sticlă de suc, dar asta e, una peste alta. Încerc și vreau să elimin de tot lucrurile acestea pentru a ajunge mai repede sub 120 de kilograme. Este un prag psihologic pentru mine și vreau tare mult să ajung sub 120 de kilograme cât mai repede. Sunt flămând după rezultate, efectiv, pentru că am stat 4 săptămâni pe bară și n-am putut să mă duc la sală, n-am putut să mai mănânc corect, am mâncat tot ce am vrut eu mai prostii și nu știu, simt că am pierdut timpul și vreau să mă revanșez față de voi, față de urmăritorii mei pe YouTube. Să vedeți că atâta timp cât ai ambiție, atâta timp cât faci mișcare și cât îți dai silința să te odihnești noaptea, să mănânci sănătos și să faci mișcare, rezultatele vor apărea și îți vor îmbunătăți viața. Haideți să vă mai arăt odată brațele, să facem un dublu biceps. Nu vreau să mai mă dezbrac, să pozez acum, pentru că diferențele nu sunt atât de evidente. V-am zis, vreau să mai treacă o perioadă să scad sub 120 de kilograme, să fac un clip foarte, foarte frumos pentru voi și motivațional. Când voi ajunge la 30 de kilograme slăbite. Haideți să vă arăt. Brațele mele arată cam așa acum. Bineînțeles că avem și vergeturi. Nu au apărut acum, le am de foarte mult timp, le am din clasa 8-a, cred, a 7-a, când am început să mă îngraș. Deci asta e, vergeturile nu vor dispărea, acum am 30 de ani și nu au dispărut vergeturile, de aceea vă zic să nu așteptați o schimbare miraculoasă la vergeturi, pentru că nu va fi cazul, nu vă scăpa de ele. Eu mă dau și cu ulei din acela fiecare zi, dar degeaba. Mamă, ce-a trăznit! Și un triceps.
Da. Mușchii sunt acolo, deci stați liniștiți dacă sunteți mai plinuți. Mușchii sunt acolo, nu prea se văd acum, asta e. Sunt încă foarte, foarte gras și mi-am foarte mult de slăbit. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, să-i dați un share pe Facebook, să vadă și prietenii voștri rezultatele mele. Poate se vor ambiționa și ei să înceapă o dietă, să înceapă să schimbe stilul de viață într-un sănătos. Fac aceste clipuri să mă motivez în primul rând pe mine și să vă motivez și pe voi, urmăritorii mei, pentru că știu că mulți dintre voi ori aveți probleme cu greutatea, ori aveți un prieten sau o rudă foarte apropiată care vrea să slăbească. De aceea vă rog foarte mult să share-uiți acest clip pentru a vedea cât mai multă lume progresul meu și pentru a-i ambiționa. Dacă aveți întrebări, lăsați-le în secțiunea de comentarii. Voi citi fiecare comentariu, îi voi da câte o inimioară și dacă sunt întrebări, voi răspunde. Sau dacă vin foarte multe întrebări, voi face un video special, un Q&A, să răspund la toate întrebările. Așa că nu ezitați să scrieți, pentru că nu se întâmplă absolut nimic. M-a ajutat și pe mine foarte mult, pentru că YouTube-ul funcționează după principii clare. Cine are mai multe interacțiuni la clip, acela va fi mai bine promovat la recomandate. Iar fiecare like, dislike, comentariu sau share mă va ajuta enorm pentru a mă vedea cât mai multă lume. Nu voi monetiza acest canal niciodată, va rămâne free, va rămâne gratis. Îmi pare rău dacă vă intră reclame, pentru că eu nu am adăugat nicio reclamă. Pur și simplu folosesc melodii și acestea îmi bagă reclame automat pe videouri. Sper să înțelegeți lucrul acesta și să mă susțineți, pentru că nu-mi doresc absolut nimic material de la voi. Doresc decât o susținere morală, pentru că este foarte, foarte greu și va dura foarte, foarte mult să ajung la 95-96 de kilograme, adică să slăbesc 50 de kilograme. Până data viitoare, numai bine, vă salut, eu sunt Toto, ciao! Astăzi vreau să mă cântăresc, să vedem cât am reușit să slăbesc. Rezultatele vor apărea și îți vor îmbunătăți viața. Yeah. I rap with a passion, yeah, I got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice on this madness. That is why our status is like a canvas. Chances are advancement is enhancing. And this new expansion's like a mansion. Comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my high progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my high progress. I'ma rip this shit till my